9 autobuze electrice au ajuns de curând în Baia Sprie și urmează să circule pe ruta Baia Sprie-Baia Mare începând cu data de 1 august. Noile autobuze au fost achiziționate prin fonduri europene nerambursabile, fiind de altfel cea mai mare achiziție din istoria orașului. A fost un proiect greu pentru că să cumperi 9 autobuze de o valoare așa de mare pentru un oraș ca Baia Sprie este o premieră, este cea mai mare achiziție din istoria orașului Baia Sprie, pot să spun lucrul acesta cu certitudine. Nu ne-a mai permis acest lucru. Bineînțeles, este vorba de fonduri europene, fonduri care vin să încurajeze reducerea dioxidului de carbon. Pe acest program sunt luate, adică încurajarea transportului public în comun. Noi asta ne dorim prin această achiziție, să creștem numărul de călători pe linia 8. Aceste autobuze vor deservi logic întreaga linie 8, deci din Baia Sprie până în cealaltă parte a Băii Mari. Este un proiect care se adresează zone metropolitane, zonă metropolitană în care împreună cu Primăria Municipiului Baia Mare avem o colaborare foarte bună, în sensul în care și Primăria Baia Mare pregătește acum o achiziție pe PNRR de autobuze articulate care vor completa aceste autobuze și în felul acesta urmărim îmbunătățirea transportului public în comun la nivelul zonei metropolitane, adică a orașelor Baia Sprie și a municipiului Baia Mare în principal și Tăuți Măgherăuș, care au achiziționat și ei aceste autobuze. Aceste proiecte se gândesc la nivel de zonă, nu la nivel de oraș, pentru că ele nu ar fi rentabile doar la nivelul unui oraș, ci ele se referă la bunătățirea și modernizarea transportului public în zona metropolitană. Autobuzele au o capacitate totală de 98 de locuri și fac parte din proiectul Asigurarea Mobilității în orașul Baia Sprie prin modernizarea sistemului de transport public în comun și pietonalizarea zonei centrale a orașului. Vehicule MAN sunt vehicule de 12 metri lungime pentru transport călători, au o capacitate de transport de 97 de locuri, dintre care 30 de locuri pe scaune și 67 de locuri în picioare. Sunt echipate cu un sistem de propulsie combinat diesel cu electric, au în dotare sistem de aer condiționat. Atât pentru două sisteme sunt, de fapt are două sisteme de aer condiționat independente, sistem atât pentru a asigura climatului șoferului, după cum se vede este de asemenea și o cabină complet separată pentru conducător auto față de călători și un sistem de aer condiționat care asigură microclimatul pe timp de vară pentru pasagerii, un microclimat optim pentru pasagerii transportați. De asemenea, autobuzul are în dotare un sistem de încălzire auxiliară pentru asigurarea microclimatului pe timp de iarnă, sistem de monitorizare și informare călători și de asemenea sunt echipate cu rampă pentru asigurarea urcării și coborirei a persoanelor cu dizabilități. Cam asta este mare despre vehicule. În încheiere aș dori să îi urez operatorului de transport Urbis Mai Mare să aibă parte de călătorii fără incidente.